Traian Băsescu intervine în războiul efilor DNA, Morar nu a subordonat DNA în fața SRI, nu la fel pot spune de Covesi. În contextul contrazicerilor aprute în spațiul public între Daniel Morar sublinierei la ora Codruca Covesi privind protocolul secret încheiat în 2009 între se.re.pi, sublinierei parchetul general, fostul presubliniere din te-a povestit, într-o intervenție telefonic pentru B1 TV, cum a fost nevoie în timpul mandatului său să organizeze o mediere între cele două tabere. Daniel Morar a avut o relație extrem de tensionată cu se.re.pi, pe care la un moment dat a trebuit să o mediez eu, pe de o parte Maior sublinierei Coldea, pe cealalt Morar. Tensiunile au pornit de la transmiterea informațiilor către DNA. Acum am înțeles ce ele mai avea un filtru, nu era o relație direct se.re.pi.na, ci treceau pe la doamna Covesi, pe la parchetul general sublinierei, pe urm veneau. Ce nu pot să fac este să descriu problemele care au fost ridicate de fiecare din cele două perci, pentru ce a fost o discuție la mine în cabinet sublinierei. Nu se face ca un presubliniere din te să descrie discuțiile din cabinet la el. A afirmat Traian Băsescu. Fostul presubliniere dinte a subliniat ce Morar a fost departe de a subordona instituția CETRE se.re.pi, afirmând ce se îndoie subliniere tice acest lucru nu îl poate spune sublinierei în cazul mandatului lui Covesi.